Bună ziua și bine ați revenit pe canalul meu, asta în cazul în care mă cunoști deja și îmi urmărești activitatea. Dacă ești nou, fii binevenit, eu mă numesc Ven și te invit să te abonezi canalului dacă dorești să rămâi la curent cu tot ce urmează să încarc pe viitor. În tutorialul ce urmează, voi începe să lucrez o bonețică asemănătoare cu aceasta. Voi împărți tutorialul în două părți. În prima parte vă voi arăta cum am lucrat urechile de iepuraș, iar în a doua parte voi lucra bonețica. Urechile de iepuraș sunt prinse direct prin lucru. Ea este lucrată cap-coadă, fără nici o cusătură. Urechile sunt lucrate dintr-o bucată. Am început să le lucrez din partea de sus cu culoarea principală, adică cu exteriorul, apoi am atașat firul pentru partea interioară și am continuat cu partea interioară. Am lucrat-o cu fir merino pe aceasta, pus în două. În tutorialul de astăzi am ales să lucrez cu fir jeans de la Yarn Art. Este un fir compus din 55% bumbac și 45% acril. În mod normal, dacă lucrăm cu fir simplu, el se lucrează cu andrele de 3,5 mm. Eu voi lucra urechile astăzi cu fir dublu și andrele de 5 mm. Voi folosi alb pentru exteriorul urechilor și roz pentru interiorul acestora. De asemenea, voi folosi o croșetă de 3,5 mm pentru a încheia mai ușor ochiurile la sfârșit. Voi avea nevoie de o forfecuță, un ac de cusut și două marcatoare. Încep cu exteriorul urechii și montez 10 ochiuri pe Andreea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La primul rând voi lucra toate ochiurile pe dos. Începând cu rândul 2, voi lăsa nelucrat primul ochi la fiecare rând, iar ultimul ochi îl lucrez pe dos. Deci acum sunt la rândul 2. Rândul 3. Rândul 4. Rândul 5.
Rândul 6. Rândul 7. Înainte de a începe cu rândul 8, am să poziționez marcatorii și anume 1, 2, 3, 4 ochiuri. Poziționez primul marcator între ochiul 4 și ochiul 5. Cele două ochiuri din mijloc le las separat și pun următorul marcator. Deci avem 4 ochiuri, marcator, 2 ochiuri, marcator, 4 ochiuri. Continui cu rândul 8. Lucrez normal până la marcator, la primul marcator. Iar aici, înaintea marcatorului, ridic firul dintre cele două ochiuri, împungând cu andreaua din spate spre față, iau firul pe andrea și lucrez firul luând firul din față. Lucrez pe față. Mut marcatorul, lucrez cele două ochiuri dintre ele, mut al doilea marcator și procedez la fel, luând firul dintre cele două ochiuri pe Andreea, doar că de data aceasta împung din față spre spate și lucrez firul din spate. Îl lucrez tot pe față. Și următoarele ochiuri pe față, iar ultimul ochi îl lucrez pe dos. Întorc lucru și lucrez următorul rând, toate ochiurile pe dos. Următorul ochi, următorul rând, îl lucrez normal. Suntem la rândul 2, după înmulțire. Rândul 3 de la înmulțire.
Rândul 4 de la înmulțire. Rândul 5 de la înmulțire. La rândul 6 de la înmulțire vom face o a doua înmulțire și anume vom proceda la fel ca și la prima înmulțire. Până la primul marcator lucrez normal. Iar aici ridic firul cu andreaua din stânga, o bag din spate spre față și lucrez ochiul, firul din față, lucrez ochiul pe față. Mut marcatorul, lucrez următoarele două ochiuri normal, mut al doilea marcator și din nou ridic firul dintre cele două ochiuri, de data asta îmi pung cu andreaua din față spre spate și lucrez firul din spate, îl lucrez pe față și lucrez următoarele ochiuri normal. Și am terminat rândul cu a doua înmulțire. Voi continua să lucrez 5 rânduri normal, apoi a treia înmulțire, din nou 5 rânduri lucrate normal și a patra înmulțire. Când ajung la a patra înmulțire, voi reveni. La a patra înmulțire procedez la fel și anume lucrez normal până la primul marcator. Înainte de primul marcator, ridic firul pe andreaua din stânga, împungând cu andreaua din stânga din spate spre față și prind firul din față și îl lucrez pe față. Mut marcatorul, lucrez următoarele două ochiuri, mut marcatorul și ridic din nou firul dintre cele două ochiuri, doar că de data aceasta cu andreaua din stânga din față spre spate și lucrez firul din spate, ochi pe față. Mai departe lucrez ochiurile normal. Începând cu următorul rând, voi lucra drept 11 rânduri, iar la rândul 12 voi începe cu scăderile. Am să lucrez primele două rânduri împreună cu voi.
Sunt la al doilea rând, de la ultima înmulțire, de la a patra înmulțire. Voi lucra drept toate rândurile și revin cu prima scădere. Am lucrat cele 11 rânduri drept. La rândul 12 voi începe cu scăderile și anume. Lucrăm drept, adică normal, ochiurile normal, până cu două ochiuri înainte de marcator. Iar aici, primul ochi, îl iau de pe Andreea nelucrat, pe următorul îl lucrez și îl trec pe cel nelucrat peste, mut marcatorul, lucrez următoarele două ochiuri. Normal, mut marcatorul, lucrez primul ochi pe față, normal, următorul, nu, mut ochiul lucrat înapoi pe Andreea din stânga și trec ochiul din stânga lui peste ochiul pe care l-am mutat pe Andreea din stânga. Așa, lucrez în continuare până la capăt, normal. Următorul rând îl lucrez normal. La următorul rând voi face din nou scăderi, lucrez până cu două ochiuri înainte de marcator normal, și procedez la fel. Primul ochi, adică ochiul următor îl iau nelucrat, pe următorul îl lucrez pe față, iar pe cel nelucrat îl trag peste, mut marcatorul, lucrez două ochiuri, mut marcatorul, lucrez următorul ochi normal, îl mut lucrat pe Andreea din stânga, iar ochiul din stânga lui îl trag peste. La următorul rând, lucrez ochiurile normal.
următorul rând este tot cu scăderi și procedez la fel. Lucrez toate ochiurile normal până cu două ochiuri înainte de marcator și procedez ca și de la celelalte scăderi. Următorul rând îl lucrez normal. La următorul rând fac din nou scăderi la următorul rând. Lucrez normal. La următorul rând fac scăderi. La următorul rând lucrez ochiurile normal. La următorul rând fac din nou scăderi.
La următorul rând lucrez normal și voi elimina marcatoarele. În momentul de față avem 6 ochiuri pe Andreea. La următorul rând mai fac o scădere și anume primul ochi îl iau de pe Andreea nelucrat, următorul ochi îl iau de pe Andreea nelucrat, următorul îl lucrez pe față, iar pe cel nelucrat îl trag peste. Următorul ochi îl lucrez pe față, îl mut pe Andreea din stânga și trag ochiul din stânga lui peste. Doar că nu merge, merge mai greu. Așa, și următorul ochi îl lucrez pe dos. Următorul rând îl lucrez normal. Întorc lucrul. Lucrez primele 3 ochiuri normal. Iar aici, la ultimul, înainte de a lucra ultimul ochi, voi atașa firul roz. Și voi continua să lucrez cu interiorul urechii. Aici atașez firul roz, lucrând ultimul ochi pe dos. Voi tăia firul. Leg cele două fire și continui cu partea de interior a urechii. Întorc lucrul. Primul ochi îl las nelucrat. Următoarele două le lucrez normal. Iar ochiul 3 aici, pe marginea asta, vom lua ochiuri cu Andreea. Și anume vom trage bucla ochiului din margine. O vom pune pe Andreea. Atât. Așa. Întorc lucrul, iar ultimul ochi îl mut înapoi pe Andreea din stânga și îl lucrez cu următorul ochi
împreună. Întorc lucrul. Lucrez primul ochi normal. Iar aici o voi face prima înmulțire și anume iau firul dintre cele două ochiuri pe Andreea și lucrez firul din față normal pe față. Lucrez următoarele două ochiuri pe față. Și din nou, iau ochiul, iau firul dintre cele două ochiuri, îl mut pe Andreea și lucrez firul din spate de data aceasta. Îl lucrez pe față, iar ultimul ochi îl las nelucrat pe Andreea din dreapta și voi lua acum, voi prinde ochiurile din partea aceasta, dar împungând cu Andreea așa. Și procedez la fel. Pun ochiul înapoi pe Andreea din stânga. Și eu lucrez cu următorul de pe Andreea împreună. Întorc lucrul, primul ochi îl las nelucrat, iar următoarele le lucrez normal. Ultimul ochi îl lucrez cu următorul ochi împreună. Întorc lucrul. Primul ochi îl iau de pe Andreea nelucrat. Următorul. Acum am în total 6 ochiuri lucrate cu nuanța roz. Știu că în mijloc trebuie să las 2 ochiuri, iar în stânga și în dreapta celor 2 ochiuri voi face înmulțire exact cum am făcut la partea cu alb, aici la capăt, scăderile. Deci lucrez primul ochi, îl iau nelucrat de pe Andreea, următorul ochi îl lucrez normal, apoi trag firul dintre cele două ochiuri pe Andreea și lucrez pe față, lucrez următoarele două ochiuri pe față, iau din nou firul dintre cele două ochiuri pe Andreea și îl lucrez pe față. Următorul ochi îl lucrez pe față, iar următorul doar îi schimb poziția, îl mut înapoi pe Andreea din stânga, doar îl răsucesc. Și lucrez cu următorul fir alb de pe Andreea. Întorc lucrul. Voi puteți să vă poziționați marcatoarele lăsând cele două ochiuri din mijloc împreună, dacă vă este mai ușor. Eu voi lucra fără marcatoare de acum. Și din nou, următorul rând îl lucrez normal. Ultimul fir roz îl lucrez cu primul fir alb. Și mai departe. Primul ochi îl iau de pe Andreea nelucrat, următoarele două le lucrez normal, iar aici îmi ridic firul pe Andreea și lucrez o înmulțire.
Lucrez următoarele două ochiuri normal și din nou îmi ridic firul dintre ochiuri pe Andreea și îl lucrez pe față. Următoarele două ochiuri le lucrez normal pe față. Următorul doar îl răsucesc, îl pun înapoi pe Andreea din stânga și îl lucrez cu următorul ochi de culoare albă. Următorul rând lucrăm normal. De acum înainte lucrăm, facem înmulțirile până avem pe Andreea 18 ochiuri și în rest ne tot agățăm de câte un fir, câte un ochi de culoare albă de pe margine. Aici tot timpul să aveți grijă, un ochi de culoare roz și cu un ochi de culoare albă se lucrează împreună. Întoarcem primul ochi. Îl luăm de pe Andreea nelucrat. Lucrăm două ochiuri. Trei ochiuri, de fapt. Și aici facem din nou înmulțire. Două ochiuri lucrate normal. Din nou înmulțire și până în capăt lucrat normal. Ultimul ochi cu firul roz îl întoarcem, îl punem înapoi pe Andreea și îl lucrăm cu următorul ochi alb. Cu cât înaintăm, cu atât ne luăm ochiurile de pe margine.
În momentul de față am 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ochiuri, deci mai am nevoie de o înmulțire. Rândul următor îl lucrez normal. La rândul următor voi face 2 înmulțiri, primul ochi nelucrat, apoi 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri lucrate pe față, 6 ochiuri lucrate pe față. Aici ridicăm firul dintre ochiuri, dintre cele două ochiuri și îl lucrăm, cele două ochiuri din mijloc, luăm din nou firul dintre cele două ochiuri și îl lucrăm și lucrăm restul ochiurilor normal. Ultimul ochi îl răsucesc și îl lucrez cu următorul ochi împreună. Voi continua să lucrez drept 11 rânduri, iar la rândul 12 voi reveni cu prima scădere. Am lucrat cele 11 rânduri, am ajuns la rândul 12, primul rând de scădere. O să mai îmi ridic câteva ochiuri pe Andreea. Așa, iar la rândul 12 primul ochi îl iau nelucrat de pe Andreea, lucrez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri pe față. Două, patru, șase. Șase ochiuri în total. Așa, iar aici primul ochi îl iau nelucrat, următorul îl lucrez și îl trag pe cel nelucrat peste. Lucrez două ochiuri. Următorul ochi îl lucrez, îl mut înapoi pe Andreea din stânga și trag ochiul din stânga lui peste și ar trebui să am 6 ochiuri rămase. 1, 2, 3, 4, 5, iar ultimul ochi îl întorc, îl pun înapoi pe Andreea din stânga și lucrez cu următorul ochi luat pe Andreea. În continuare, voi lucra 5 rânduri drept, apoi din nou scădere, apoi iarăși 5 rânduri. În total aici avem 4 scăderi și apoi 7 rânduri lucrate drept. Voi lucra toate rândurile și voi reveni la finalul lor. Am făcut cele 4 rânduri de scăderi. Am tricotat și cele 7 rânduri. Rândul 8 este rând de închidere și anume cu croșeta. Voi închide toate ochiurile.
8 și 9. În total au fost 10 ochiuri, dar la închidere reies 9, pentru că aici nu mai închidem și ultimul ochi. Doar tăiem firul și îl tragem prin ultima buclă. Așa, urechiușa este gata. Cam așa arată. Acum o voi plia și voi coase partea roz, iar partea albă rămâne necusută. Urechiușele mele sunt gata. Ele măsoară în totalitate 19 cm. Dacă le doriți mai lungi, mai puteți adăuga câteva rânduri la partea ce se lucrează drept. Dacă le doriți mai înguste sau mai late, puteți să mai ajustați din numărul de ochiuri sau puteți să mai adăugați. Asta este la alegerea voastră, în funcție de pentru ce vă trebuie urechiușele de iepuraș. Bineînțeles, ele pot fi atașate pe cordeluțe, banderole, bonete, căciuli. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Voi reveni cu partea a doua, unde voi lucra bonețica. În rest, vă doresc o zi bună, plină de spor. Pe data viitoare, la revedere!